atunci cu care a fost, mă, dragostea adevărată, că m-ai zăpăcit definitiv? Nu știu. Sunt confuz. Acum, de exemplu, Alexandra care se uită la tine, ce poate să înțeleagă, mă, omule, mă? Știe ea, mai bine, cred că mă cunoaște. Auzi, acum, și cum a decurs întâlnirea? Te-a zâmbit frumos, v-a spus ceva? I-ai spus că-ți pare rău? Da, mi-a spus... Mi-a spus mai multe lucruri care m-au... care i-am dat dreptate și da, îmi pare ea ți le-a zis în față pe alea, că ai făcut, că ai trăit, că ai fost, așa, așa, așa. Și tu, cum înțeleg, cum ești așa pe față de blândul păstor, așa, știi, așa, da. Încet, așa, le-ai acceptat. Ce să mă? Îmi pare rău de ce se întâmplă viața mea, am clar. Înțeleg. Da, am o viață haotică. Pe ce se întâmplă? Nu neapărat că am întâlnit, acum am vrut cu Alexandra, în viața mea așa, am o viață haotică, nu știu. Auzi, dar până la urmă, tu... Te bucuri sau nu te bucuri că ai fost la Insula Iubirii? Că te-a și, turma, înainte erai cu Alexandra. Acum, vorbind așa frumos despre ei, e ca și cum tu ai zice, dom'le, parcă n-a fost rău să fiu cu Alexandra. Și atunci, dacă n-ar fi fost această experiență, poate că nici nu aveam vreo... Unde, hai să spun, ieșeam în, de 3-4 ori pe săptămână, ieșeam la distracție și nu mai realizam să mă întorc, să am o persoană care să vorbească cu mine. Băi, uite ce faci tu cu viața ta, păi să-mi explice. Păi asta zic, aveai pe cineva cu picioarele pe pământ. Dar n-am o persoană care să-mi explice și multe persoane, ai distracție, distracție și nu înțelegem, dar când stai de vorbă cu o persoană și îți explică viața ta, uite ce faci, nu-i bine, nu-i bine aia, nu neapărat de o relație, de viața ta, știi? Da. Cred că nu ești pregătit până la urmă. Aurica, da, o declarație, de familie? O declarație ai făcut fetei, ai spus că o iubești? I-am spus strict profesional, nu, glumesc, am vorbit adică cu ea prietenește. Profesional te iubesc? E prietena adică... mea. Prietenie după iubire, Aurel? Nu, ai mai auzit? Ia mai lasă-l pe ăsta micu, mă, care a plecat către un oraș, prieten fiind cu o fază, s-a întors cu ea, cum să spun, în brațe, așa că ăsta micu, știi? Asta zic, prietenie. Cu minte, stă cu minte. El așa, chiț, prietenie și după aceea, pac, pac, știi, da. Ce faceți? Da, eu știu, acum... Da, să spun 8 martie. Du flori mamei tale, pupo, iubește-o, după care... Mă duci la soacră mea, la... Nu. Du-te și la soacră ta, bravo. Da, o să trec și pe aia. Deci înțelegi? Dacă tu, câte vreme tu încă mai vorbești despre mama Alexandrei ca fiind soacra e ta... E clar. Prietene, da, așa este, așa a rămas vorba mea, soacra mea, așa a rămas. Prietene, dacă tu spui în continuare, spui mama Alexandrei, părerea mea este că tu trebuie să-ți revii. Du-te la fată, spune-i frumos ce ai de spus. Ia, uite, ia boschetele ăla de flori care e acolo lângă noi, care o să-ți vedeți mai târziu unde avem florile. Acum nu puteți să vedeți. Și du-te și spune-i fetei. Era un om în 89 decembrie, a fost ministru de interne. Știi ce a spus la un proces? Am fost un dobitoc. Domnul Postelnic îl chema. Și da. Toată lumea a rămas expresia asta. Prin urmare, recunoaște-i. Bă, am fost cum am fost și gata. Sfatul dă-o în bătrân, așa. Sau dacă vrei să o mai arzi periculos, nu mai încurca fata, las-o în drumul ei. Da, nu știu ce să zic. Păi tu ce vrei, bă? Nu știu. Vrei nu să fii cu Alexandra acasă și cu... Dar nu neapărat să fiu cu Alexandra, nu știu ce vreau să fac eu. Adică știu, am un plan, dar nu plan. Un gând. Ia. Pe zine și dă-i nouă. Dă-i băiatului o foaie de hârtie, poate vrea să ne deseneze planul. Da, cu cuvintele tale, Aurel. Așa. Cum? Ai un plan? Da. Ce plan ai? Nu plan, un gând al meu. Vreau să mă liniștesc și să-mi găsesc liniștea eu. Prima oară. Tu cu tine? Da. Păi și atunci că nu vrei să pe nimeni să deranjezi vrei pe nimeni. Vrei să ai o viață de pusnic? Vrei să te retragi la mănăstirea Ghighiu? Nu, dar o pauză de câteva luni ar fi ok. O pauză? Nu câteva luni, o lună, două. Te ține pe tine? Reziști tu ispitelor? Încerc. Ispite? Vorba aia, deci așa măcar cu Alexandra, măcar aia e vorba aia, o floare lângă tine. Da? Eu mă așa? Mir că el tot acceptă și-l iartă, știi? Că și asta trebuie să ne pună să ne gândim asta de ce. Asta înseamnă că fata îl iubește. Da, clar. Și acolo sunt sentimente. Adică dacă fata, după ce dacă nu te iubea, s-a ridicat de la masă și spune eu cu porcul ăsta nu mai stau aici, care mi-a făcut și mă adresa la televizor, m-a făcut aia de 2 bani, a trebuit să fac și eu, au, din potrivă. Fata stă cu tine până dimineața la masă. Aurele... Da. Zică norocul. Știi cum e. Asta e un banc pe care n-am spus. Ai greșit fata băiatul meu și vorba aia. Ce zici? Ai greșit fata băiatul meu. Păi da. Acum eu zic că ți revii. Un banc pe care l-am spus colegilor mei. Știi cu evreul care se ducea la... care se tot ruga, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, vreau să câștig la loto, vreau să... Vreau...
trei luni în care zicea tu nu vreau să câștig la lotul, să deschid cerurile și apare Dumnezeu. Băiete, vrei să câștigi la lotul? Da. Cumpără un bilet! A, da. Deci, ia treci tu la cumpăra bilete. Dacă vrei să te liniștești. Bilete sau unul? Păi nu, nu. Adică dacă tu vrei să te liniștești, trage lozul, joacă-l. Trage lozul. Că tu acum... Da, o să mai mă gândesc ce o să fac. Nu prea știi ce vrei, Aurel. Eu mă gândesc acum, eu îl aștept, îl văd pe Aurel citind în Biblie acum, se trece la o perioadă de înălțare trece spirituală. Trece la post. Citește dacă cu Coelio, de-astea, mă călugăresc. De-astea, ce? Mă călugăresc și mai te călugăresc, da. Citește de-astea motivaționale, de curățare, life coaching și chestii de-astea bune, de suflet, serioase. Nu, nu mă văd sâmbătă așa. Seara e program la club. Clar asta. Dar până atunci, dă post, așa. Nu am mai ieșit de 3 săptămâni. De 3 săptămâni? 4 chiar. Ai fost bolnav. Nu am vrut să mai ies. Cu toate că ceva de mine spunea să ies. Și... Ăla negru, mic și făcea. Într-adevăr, într-adevăr m-am fiut în mașină la 4 dimineața să plec spre club și am întors mașina. Și n-are să mai mă duc. Dumnezeule. Chiar nu ești un apele chiar sâmbătă acum, la 4 dimineața m-am îmbrăcat să plec la club, m-a chemat cineva și am tot mașina din drum și m-am dus acasă. Și Alexandra știe lucrurile astea? Nu, sper să audă. Doar ce am ieșit de pe 24, am ieșit la un restaurant. Nu, club sau distracție mare, înțelegeți? Păi ai fost, mă, pe 24 cu oamenii? Păi da, dar nu club, distracție, mă refer. A, asta e. În rest... Ceva liniștit, eu la o masă. Eu cred că e pe drumul bun, Cristi. Numai eu la micul care te mănâncă. Hai, hai, că sunt poate niște și... gândici. Hai, hai, hai. Femeile din jurul meu, care mă atrag, știi? Și nu mă chiamă învață de bine. Părinte să-ți fac o sfeștanie și după aia, cu sufletul liniștit, te duci la fată că cine alergă după două iepurai, ce nu prinde niciodată. Cristi, eu fac pariu cu tine că dacă vine o fată frumoasă aici și stă jumătate de oră, pierd la gândia. Gata, aici rămâne ea lângă mine. Nu, adun. No, uite, adun două fete frumoase, închidem într-o cameră cu ele și dacă vezi, dacă eu Doamne, Sfântul, unde, uite unde era Sfântul Aurel. Dacă ai curat să le furi, ai zis, nu? Nu, să refuz. Eu am curat să refuz. Să refuzi? Am înțeles, da. Că am înțeles să le fur și no. M-am speriat că... Alții fură, Cristi.